Această rubrică vă este oferită de Spitalul Veterinar Andivet. Bună dimineața, dragii mei, ne aflăm din nou la Spitalul Veterinar Andivet. Astăzi o avem pe micuța de față care a pățit un accident rutier. Domnule doctor, ce ne puteți spune despre accidentul pe care l-a pățit micuța? Tara a venit la noi acum 2 săptămâni. Sărăcuța era în stare comatoasă, fusese lovită, a fugit din curte și, din păcate, a sărit în drum, unde a nimerit sub roțile unui tir. Din fericire, nu a fost călcată complet, ci lovită bine pe partea dreaptă. În momentul în care a venit la noi, cum am spus, starea era foarte, foarte critică. Din fericire, a răspuns foarte bine la tratamentul administrat pentru prevenirea șocului și pentru analgezia care am făcut-o intravenos. În decurs de 3-4 zile, deja chiar a început să și mănânce și să se prezinte mult mai bine. Care este starea în momentul de față? În momentul de față, fetița s-a prezentat pentru o a doua intervenție, să spunem așa. În urma impactului puternic suferit, abdomenul ei a fost deșirat, musculatura acestuia, și iar în regiunea inghinală, vezica urinară a reușit să se strecoare și să iasă undeva la nivel subcutanat, mult mai departe de locul unde ar trebui să fie. Se observă destul de bine și în acest moment burticuța ei mai umflată aici jos, unde se află acum vezica ei, în loc să fie chiar în abdomen. Pentru aceasta va trebui să se intervină chirurgical, a pune vezica la locul în care ar trebui să fie și, bineînțeles, suturat peretele abdominal, astfel încât să fie bine fetița. Ce se mai observă la ea este o ușoară șchiopătură, asta fiindcă am observat în urma radiografiei făcute în acele prime zile critice, o mică fractură de bazin care, din fericire, nu îi pune viața în pericol și care se va osifica și se va forma în timp. Ea va putea fi luată acasă? Post-operator, sigur că da. Intervenția urmează să se facă imediat de către domnul doctor Mihăilă. Și odată ce este gata intervenția, după ce va vedea mai exact cum se prezintă situația acolo în ceea ce privește hematoamele, mărimea, acele leziuni care o are acolo, va lua hotărârea dacă fetița va rămâne internată în continuare la noi sau dacă va putea merge spre casă. Dar în principiu starea ei generală va permite plecatul spre casă dacă cumva nu apar alte surprize neplăcute în timpul intervenției chirurgicale. Vă mulțumesc mult, domnule doctor! Dragii mei, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această dimineață. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Până atunci, vă pup, la revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Spitalul Veterinar Andivet.